Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot și este pentru. Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot și este pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot și este pentru. Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru privind detranșarea chiriașilor proprietarilor de deținători de apartamente tip ANR de la centrala tehnică de bloc. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Spune proiectul la voi, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Am eu o întrebare. Poftiți. Spuneți-mă, care este ideea de bază a proiectului? Cumva sunt unii locatari care vor să-și pună centrale de energie proprie sau... sau n-au plătit, sau care este ideea? Acest regulament privind detranșarea proprietarilor a venit în urma solicitării proprietarilor de la ANR din zona Corbilor, care au fost însemnători și își doresc centrală în regie proprie. Și pentru a face cât mai transparent și cât mai ok, am făcut și regulamentul de detranșare. Da, dacă sunteți mulțumiți și... răspuns? Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu spune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind predarea de către Ministerul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrativi, prin Compania Națională de Investiții, CNI SA, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip, construire bază sportivă tip 1, strada Calea Podul numărul 17, municipiul Băinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 61 din 12.03.2019, pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul. Extindere rețea de piste și biciclete și amenajarea trotuarelor pe strada Mihai Enescu, George Coșbuc și strada Capitanul Zăgănescu din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 21 din 09.02.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea infrastructurii, instalații electrice, Spitalul Municipal de Urgență Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, vă rog, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc.
Comisia Economică, aveți întrebări de subținere? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc. Pentru da? Pentru da. Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre pentru abordarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii în strada Plotului și Mâinești, cod MIS 153 din 1983. Comisia de Urbanism întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot și să tem. Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii în parcul tehnicii lui Mâinești, cod SMIS 153.382. Comisia de Urbanism, întrebări de discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii în strada de benzinării municipiului Mâinești. Comisia de Urbanism, întrebă la discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supă proiectul la vot, cine se dă? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebă la discuții. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebă, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Enache Nichică, persoana vârstnică cu handicap. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări în baza acestui proiect, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Mâinești la finanțarea activității de producție de proiecte de tip rezidențial persoanelor cu handicap pentru anul 2022. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate în municipiul Mâinești, strada Vasile Alexandrin, numărul 50, bloc E26, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări?
Votăm, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat a domeniului public al municipiului Moinești a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada propriilor județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării etapului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobililor clădire și teren situate în municipiul Moinești, strada Dr. Vladimirescu, numărul 151, județul Bacău. Rog liderii de grup să facă organizări pentru comisie. Din partea grupului PNR, propun pe domnul Ion Cornel și domnul Botezatu Sirica. În partea grupului PSD, propun pe Busioc Iulian și Budeacă Cristina. Din partea grupului FMP, propun pe domnul Nini Pascal. Comisia de urbanism, vă rog să dacă aveți alte propuneri, dacă nu, să supunem la vot. Nominalizăți. Nu se nu are propuneri. Nu se nu are propuneri. Nu merge. Nu merge. Am înțeles. Deci, Comisia de urbanism, dacă alte propuneri nu sunt, să votăm pe nominalizări, oricum ca ședința de drept să votăm. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Și dacă nu supune proiectul, vă prezentată la Comisia de Urbanism, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Propuneri de făcut, este pentru. Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea folosință gratuită în favoarea SCE de gratuit, exact, a unui proiect aparținând domeniului public, ca principiul Moinești, sunt Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. La Comisia Economică? Nu participă. Da, da. Dacă nu aveți alte probleme, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale, sportive și de mediu în municipiul Moinești, județul Bacău, în anul 2022 și a cheltuielilor aferente.
Comisia de Urbanism întrebă discuțiile de la proiectul. Dacă nu sunt cu proiectul la vot, ce ne se dată, votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți de mai mă rog, spune proiectul la vot, ce este pentru, împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Nr. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. La Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 27 din 902-2022, privind aprobarea înființării creșei Timi Pași, Moinești, ca serviciu public cu personalitate juridică. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în vederea refacerii unor locuințe din municipiul Moinești afectate de incendiu. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Comisia Economică, întrebări de tot. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința de comisia la sfârșit. Dați o pauză, prorogare ședința de este. Din ordonanță de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți în sala de ședință un număr de 16 consilieri, din cei 19 consilieri locali validați în funcție, cei 3 consilieri ce absentează de astăzi, lipsind motivat. Având în vedere faptul că pe ordinea de zi propusă pentru ședința ordinară de astăzi există primele două puncte, aprobarea proceselor verbale a ședințelor din luna aprilie și luna mai, și având în vedere că acest conținut, acestor procese verbale a fost transmis către dumneavoastră, consult plenul dacă există obiecțiuni asupra conținutului procesului verbale care au fost transmise spre consultare. Nefiind obiecțiuni, supun la vot conținutul procesului verbal la ședinței ordinare din 27/4/2022. Mulțumesc. 16 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din 27/4/2022. Supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 9 mai 2022. Mulțumesc. 16 voturi pentru a fost adoptat și procesul verbal al ședinței extraordinare.
propun doamnei președintele ședință pentru a parcurge ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi de către executiv. Mulțumesc. Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi. Cu 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor depurate în urma executării lucrărilor de construcții și demolări, desfășurate pe raza teritorială a municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Întrebări discuții de marginea proiectului. Dacă înțelegeți un proiect la vot, vă rog să votăm. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cadru privind evacuarea chiriașilor proprietarilor deținătorilor de apartamente de panele de la centrala tehnică de bloc. Raport Comisiei Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este? Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării lucrărilor publice și administrației prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. amplasamentului și asigurării condițiilor de rețea executării obiectivului de investiții, proiectul de construire bază sportivă tip 1, strada Cartacalea Popu, numărul 16, în municipiul Moinești, Uzbacău, din municipiul Moinești, Uzbacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 61 din 12.03.2019, pentru aprobarea proiectului și alăturilor legate de proiectul extindere rețea de piste de ciclere și reamenajarea trotuarului cu strada Mihai Enescu, George Coșbuc și strada Cătălin Zelenescu din municipiul Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 21, din 1.2.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice, modernizarea infrastructurii instalației electrice, Spitalul Municipal de Urgență Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiului de joacă copii, strada Cotilor, municipiul Moinești, cod SIS 153.383. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru.
Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii în parcul 3, municipiul Moinești, cod SMIS 153.382. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajare spațiu de joacă pentru copii, strada Rezidenții Mării, municipiul Moinești, cod SMIS 153.381. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ienache Nichită, persoană vârstnică cu handicap. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre privind contribuția municipiului Moinești la finanțarea activității de educație de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui locuințe sociale situate în municipiul Moinești, strada Vasile Alexandrei, numărul 50, bloc E26, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 14. Proiect privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, a evoluat de teren situat în municipiul Moinești, la datorul de județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești și Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru. Întrebări, discuții?
Dacă nu sunt, se pot vădura. Proiectul a fost votat 16 voturi pentru. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a numărul de direct și de rest, poate municipiul Mănescu al Tudor Vladimirescu, numărul 151 C. Vă rog să votați, cum vă secret, tot cum mai este. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil pentru 6 voturi pentru. Raport Comisia Globalism. Comisia de Urbanism? Comisia Justiță? Aveți favorabil cu 4 voturi pentru. Comisia de Urbanism? Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Dacă nu, să pun proiectul la vot.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale, sportive și de mediu în municipiul Moineș, județul Bacău, în anul 2022 și a cheltuielilor aferente. Aici aș vrea să dau cuvântul domnului director de teatru a Festivalului Teatru Sumbună, domnul director Alex Prohol, dacă... Aici sunt sărut mâinile. Mulțumesc pentru ocazia luării cuvântului. Numele meu este Alexandru Toroiu și sunt președintele Asociației Brazla Actorilor, înființată în Moinești. Iar cu această ocazie, nu știu cum se spune, propun spre aprobare actualizarea desfășurării festivalului, actualizarea agendei, pentru că inițial a fost atașat în august, dar acum dorim să propunem spre aprobare în septembrie, din considerente organizatorice, respectiv în perioada 2-4 septembrie, cu o săptămână înainte de organizarea Zilelor Orașului, un prilej bun și de promovarea Zilelor Orașului și de antrenarea cetățenilor din Moinești în privința activităților culturale, sportive și sociale. După cum ați aflat, sunt bănuiesc că ați aflat, Festivalul de Teatru Sub Lună a avut ediția 1 anul trecut, a fost foarte bine primit, a avut un impact remarcabil asupra cetățenilor din oraș, dar nu numai. El a fost deja bine primit și de primii noștri vizitatori din București. Au promis că vor reveni și anul acesta, deja din ce în ce mai mulți. Iar eu îmi doresc ca acest festival să crească la nivel internațional, sper în cât mai mulți ani, adică știu că o să dureze, dar sunt încrezător. Și țin de asemenea să vă anunț că festivalul se desfășoară cu finanțare din partea Ministerului Culturii, în valoare de 50.000 de lei și cu o contribuție proprie de 20%. Doresc să-l facem și anul acesta, oamenii sunt bucuroși, l-așteaptă cu nerăbdare și vă vorbesc despre el, invitându-vă cu mare drag și pe dumneavoastră la toate evenimentele noastre din cadrul festivalului. Vă mulțumesc! Mulțumesc și noi! Raport Comisiei Economice. Se încheie, se încheie. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru și o vă felicit pentru festival, a fost foarte interesant și foarte frumos, atât cât am putut participa. Din păcate, noi aici avem pe ordinea de zi și o să motivez abținerea mea la acest proiect. Avem foarte multe alte evenimente culturale, pe care și la Liga Moldovei, iar sunt convins că domnii consilieri știu foarte bine părerea cu cheltuiala celor 800 de milioane de lei vechi, care s-a putea duce poate și spre alte evenimente, de asta o să crească să mă abțin. Dacă erau pe separate și nu la cadrul cu toate aceste proiecte, cu mare drag, aș fi avut și votul meu. Mulțumesc! Raport Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Mediu. Aveți favorabil 3 voturi pentru și abținere. Întrebări de discuții? Dacă mai sunt, în acela peste voi. Dacă nu, supun proiectul la vot. Proiectul a fost aprobat cu 14 voturi pentru și o 2 abțineri. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2022. Raport Comisiei Economice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru și abținere. Raport Comisiei de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 3 voturi pentru și abținere. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 14 voturi pentru și 2 abțineri. 20. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 27, din 9.02.2022, privind aprobarea înființării creșei Timiva și Moinești ca serviciu public cu personalitate juridică. Raport Comisiei Economice.
Adis favorabil cu 6 voturi pe an. Raport Comisia de Urbanism. Adis favorabil cu 6 voturi pe an. Raport Comisia Juridică. Adis favorabil cu 4 voturi pe an. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pe an. 21. Proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, afectate de incendiu. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pe an. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pe an. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pe an. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat 16 voturi pentru. 22 diverse, dacă cineva dorește să intervină.